Primarii județului s-au întâlnit cu șeful guvernului în teritoriu pentru a discuta despre reorganizarea poliției. Unii dintre ei au îndrăznit să-i spună prefectului că mai important decât ședința la care au fost chemați e faptul că oamenii stau în beznă de câteva zile. La Ducea de vineri am oameni care stau fără lumină. Eu unul, când eram acum câțiva ani, spune grește, nu dura jumătate de oră, venea la să remedia situația. Acum de vineri sunăm în continuu la Ionul, ăsta nu răspunde nimeni. E o bataie de joc care nu mai există. Cum la prefectură este lumină și probabil și la prefect acasă, acesta nici nu a vrut să audă că sute de vasulieni plâng că li se strică alimentele în frigidere, au aruncat ouăle din incubatoarele nefuncționale și stau cum pot la lumina lumânării. Am convocat să discutăm acest aspect în care să tai cât cu poliția rurală. Urmând parcă exemplul prefectului, reprezentanții companiei E.ON au răspuns sec. Condițiile meteo defavorabile din ultimele zile au provocat mai multe avarii la rețelele de electricitate din județul Vaslui, fiind afectată alimentarea cu energie electrică în mai multe zone ale județului. La acest moment se mai înregistrează doar deranjamente izolate. Penele de curent au devenit destul de frecvente în județul Vaslui, cu sau fără să bată vântul. Cetățenii au devenit bătaia de joc a celor de la E.ON.